Salut, bă, șacalilor! Ce faceți? Oare ce făceam? Eram și eu pe aici cu un invitat. Ia fiți atenți ce aproape sunt de domnul meu Skeleton. Ia trage cu săgețile, ia... Ce-mi place să-mi tragi cu să... Mamă, săgeata aia, doamne, ce-mi place cu mine. Numele lui este Diez, este puertorican și este prietenul meu. A venit în vizită, hei, dacă s-ar pot să mă... Ei, dar de ce tragi în mine? Dar de ce tragi în mine, măi, puertoricanule? Dar de ce? Dar de ce? Doamne, mă, ăștia nu te-o învățam în Puerto Rico să nu tragi în tovară și tăi, mă. Oh my god, dacă vă întrebați unde sunt, sunt aici la minunatul meu spawner. Ei, salut, paianjeni. Ia să vă dau un pic o lovitură așa să vă bat la poponeți. Nu mă așteptam să vă placă așa mult Minecraft. Am făcut 35.000 de like-uri la ultimul episod. Bă, hai să facem 35.000 și lăsa, se poate, bă. Trebuie să se poată, bă. Nu mă faceți de rușine în fața lui mama, bă, că mama crede că facem 35.000. Avem un pic de treabă, după cum vedeți, am mai stat eu offline pe aici, am plecat prin oraș, am lăsat ăsta să se facă aici și ia, vedeți ce am prins. Prieteni, aici avem prima carte cu mending. Avem prima carte cu mending și mai am o treabă foarte tare, unde e? Prieteni, am o grămadă de cărți bune, ia uite, power 3, mending, power 3 și vreau să-mi fac niște super arme pentru că vreau să batem dragonul ăla cât mai repede. My god, vino cu ace. Prietene, unde ești? Am nevoie de tine. Bună seara, ce faceți, domnule? Veniți să ne distrăm împreună. Stai că nu am pus sunetele de la monștri și parcă, bă, nu pot să așa ia. Așa, să te aud cum arzi în focurile iadului. Arzi! Ah! Bă, mor. Bă, mor. No. Bă, sunt înconjurat de pitici. Bă, pitici de grădină, mă, pe voi vă pun în Brașov, mă. Bă, tu ce Dumnezeu vrei, mă, mori, mă, odată. Așa, aveam nevoie de asta mic. Bun, acum o să luăm pe Sebastian. De fapt, nu, o să mă duc să mă culc. E prea periculos, vă jur. Sebastian, de azi ai primit un upgrade. Stai să vă cu... Oh my gosh, Sebastian. Mamă, ești ca calul cavalerilor teutoni, mamă, ne asortăm, Sebastian? Sebastian, unde am pus, mă, gaura aia? Ia uite-l pe prietenul nostru. Hei! O să lăsăm pe prietenul nostru aici pentru că acesta vinde vainuri, adică nu alea pe care le vedeți voi pe Instagram, ci liane, și vreau să fac așa, să-mi fac un pod din liane, mamă, m-am gândit. Și acum o să aduc niște emeralde, o să facem pactul cu acest mic negustor care vine prin vizită pe la mine. Iar nu pot să nu vă zic. Sper că ați ascultat toți melodia pe care am scos-o. Abia am scos-o, este nou în trending, este, toată lumea o ascultă, hitulez Selena. Dacă n-ați ascultat-o, aveți în descriere. Face milionul acum, sigur o să facă milionul. Dacă n-ați ascultat-o, o să vă cânt eu. Ia uzi, bro, cum vine. Da, e Sebastian, tu rămâi aici, melodia mea pe fundal. Cea mai tare melodie, Sebastian, îți place hitulez? Da, știam că îți place hitulez. Salut, ești nou nostru prieten. Hei, toată lumea, băi, ciocănel limbă cel nou, uitați-vă, mă, acolo. Ia uitați, băi, nu sunt ăștia prea încântați, au concurență. Rita, ei, de tine nu mai zic nimic. Ar trebui să fac un tunel subteran cu gheață ca să mă mișc mai repede, că durează o grămadă până ajung aici. Zic că mă duc în alt oraș. Sebastian are prostul obicei să dispară. Deci dispare așa deodată, că doar așa să... Uite, Sebastian, stai aici, iar eu vin aici și te-am lăsat aici. Eu mă duc să-mi fac cele mai tare enchanturi pentru că azi vreau să explorăm. No! Oh! What the fuck? Care erau șansele? Oh my god! Oh! Să-mi spună cineva cum se spawnează panoramele astea? Băi, deci am închis tot, am pus lumină, nu știu cum fac. Deja și-a pierdut din farme, care arăta diferit, acum arată urât. Și niciodată nu-mi place cum arată. Hai, gata, parcă arată mai bine acum. Pun așa, zici că fac aici ritual de la sacru cu torțe prin jur, dar nu mai pot. Îmi voi pune Fortune 3 pe acest pickaxe, iar acum voi pune și mending pe el. Oh my god! Ia fiți atenți ce se întâmplă. Ia uitați cum se încarcă pickaxe-ul. Ia uitați. Opa! Mamă, prieten, ce bine arată. Sebastian, vino să mergem la atac. Sebastian, unde Dumnezeu... Unde... Băi, Sebastian, ce faci acolo sus? Tu nu știi, Sebastian, că ai pe aici, nu se merge. Oh my god, Sebastian, cum poți, cum reușești să mă scoți din sărite
Doamne, doamne, bine, să zicem că te iert. Hei, chestia asta era aici. Băi, chestiile astea erau aici, unde sunt? Trebuie doar să-mi amintesc unde e castelul nemernicilor ălora pe care sunt nervos. A, Sebastian, a, Sebastian, ce Dumnezeu faci? De ce, băi, nu te mai juca cu cactus? Și ți-am zis și eu și bunica că nu trebuie să te joci cu cactus. Și înțeapă, Sebastian, înțeapă foarte tare. Și dacă vedeți, da, trebuie să apreciați că eu am pus aici, am pus-o de asta ca să... ca să se audă bine, că mi-a zis că Snink îmi prea tare țipi și mie nu-mi place cum țip tu și nu mai vreau. Dacă mi-aduc eu bine aminte, pe undeva pe aici se află castelul. Trebuie să fie... uite-l! Uite-l, Sebastian! Asta vom face astăzi, Sebastian! Sebastian, te rog, nu mai țipa, nu mai țipa. Te aud cum țip chiar dacă ai armura aia pe tine. Să știi că aud prin casca asta pe care o am pe cap. Nu-ți fie frică, Sebastian, vom putea, vom reuși, uite acolo cum stau pe nemernici și aia, Sebastian. Ăștia ți-au bătut tatăl, Sebastian. Ăștia au venit și mi-au invadat Brașovul. 3, 2, 1, muzică de luptă! Uitați-i cum vin! Sebastian nu veni, e foarte periculos ce se întâmplă. Pleacă și tu și măta. Și măta aia urâtă, plecați! Unde-i scutul? Pleacă rasa mătii! Trebuie să fug până la ultimul etaj și să iau comoara. Wow, am venit degeaba! Nu este nimic aici. Mulțumesc, mulțumesc. Wow, câtă mâncare aici, da, pentru Sebastian. Wow, Sebastian, cât de tare. Iahui, bled! Plecați! Plecați! Mă simt de zici că s-ara palm. Nu a săgeți în mine. Pe cal, m-am întâlnit cu spânii ăia. Oh my god, să citiți Sara Palb, e foarte, foarte faină. No, no! Wow, wow, Sebastian, băi, îmi pare rău că țip, dar mie nu-mi place așa să țip de felul meu. Sebastian? Sebastian, e un raid! Sebastian? Oh my god! Sebastian, ascunde-te aici! Sebastian, nu ia bună! Sebastian! Oh my god! Bă, lăsați-l în pace pe prietenul meu, Ion! Wow, wow, Ionele, bravo! Bravo, Ionele! Ionel, ce trebuie să facem, ajutor? Mi-e frică, Ionel! Ioni! Oh my god, vreau să mă culc, nu mai rezist presiunii! Ioni, Riders Remaining 1, mai avem unul! Unde ești, nemernicule? Vin, o să te bat! De, o să faci pipi pe pantalonii tăi pe care abia ți-ai luat din H&M! Trageți clopotele că vin! Ok, hai să mă culc repede, oh my god, nu mai pot, e prea mult pentru un singur episod! Oh nu, oh nu, oh nu, oh nu, oh nu! Oh nu, e centaurul ăsta să mor! Fugiți, e calul meu! Wow, pleacă! No! Ioni! Ioni! A murit Ioni, trebuie să mă descurc singur! Bravo! Oh my god! Prietena! Deci Ioni e invincibil, oficial! Ioni! Pleacă! L-ai omorât! Right defeat! Am pierdut. Am pierdut toată această luptă pentru nimic. Prieteni, unde sunteți? Prieteni, mai ești aici? Sebastian, cred că e timpul să ne întoarcem acasă. Nu ne-am ales decât cu o armură stricată și cu oameni care nu mai sunt. Pare rău. Nu am vrut să te întâmple așa ceva. Mă voi întoarce la munca mea de apicultor și îmi voi vedea de mine. De ce este atâta rău în lumea asta? Când cei care ne sunt dragi suferă. Suferă, Sebastian. La puta mierda madre, vine să jur în spaniol. Voi face un mormânt, Sebastian, pentru toți cei care astăzi nu mai sunt. Ce voi face azi, Sebastian? E pentru prietenii noștri care azi nu mai sunt. Pentru toți dintre ei, Sebastian. Sebastian, am nevoie de toate florile frumoase din lume pentru oamenii frumoși care astăzi nu mai sunt. Pare rău. Nu am vrut. Mă închin la voi. Mă închid la voi să vă ajute Dumnezeu și să vă ierte. Nu o să vă uit niciodată! Prieteni, nu mă întrebați! Nu mă întrebați ce s-a întâmplat, nu vreau să povestesc, nici tu! Băi, taci!
și stai aici. Taci măcar, măcar taci. Ce? Poftim? Îmi dai asta ca să te iert? Da, voi accepta darul tău. Dar nu mă interesează acum! Tată, ciocănel, puneți mâna la muncă ca să avem treabă, luați de aici și umpleți totul. Zi mai tristă decât astăzi nu am văzut în viața mea. Cu ce? Ce au greșit acei oameni care stăteau efectiv la satul lor și munceau pentru o pâine? Munceau pentru o pâine, pentru pâinea lor. Iar eu am venit și le-am stricat tot ce aveau mai bun în satul ăla. Am dat fail, i-am dezamăgit, am dezamăgit pe toată lumea, prieteni. Nu merit să vă mai uitați la mine. Nu merit să mai joc Minecraft. Nu merit să-l mai fiu cu ciocănel și cu cioată. Ciocănel, ieși, te rog frumos de acolo, ciocănel. Așa, te rog frumos, că chiar nu mi-am acum chef să... Nu mai am chef de glume, am avut o zi proastă. Deja multe s-au întâmplat astăzi. Prea multe pentru o singură zi. Prea multe pentru o singură zi de om. De om, îți vine să crezi de om. Apropo, prieteni, vreau să vă arăt ce mi-am luat tocmai de pe Foodshop. Ia uitați aici ce papuci fain, stați că mai am. Uitați cât de fain arată, wow, wow. Stați că mai am, prieteni, wow. Ia uitați ce e aici, wow, prieteni. Sunt așa tari și sunt reduceri, prieteni. Trebuie să folosiți codul SNEAK SNEAK pe Foodshop pentru 10% reducere. Să vă luați cele mai tari haine. Măi, ciocănel, ce Dumnezeu faci, mă, acolo, mă? Băi, ciocănel, uite-te la el. Bă, ce faci, mai rămas blocat, mă? Ciocănel! Măi, tati, măi, dar nu așa te-am învățat eu că se deschide ușa, mă. Ce mai... Se... Ciocănel, intră și termină cu prozile. Hai! Vino! Băi, veniți în coacă, băi, nu mai pot cu voi. Cred că cam atât a fost episodul de azi, pentru că am nevoie de foarte multe resurse ca să pot să încep și zidul de Brașov și vreau să batem și dragonul și o să mă joc eu mai mult off-camera ca să pot să strâng lemn și multe chestii ca să putem să începem construcțiile. Da, de un follow pe Instagram, noi să fim sănătoși și Dumnezeu să ierte pe... Mă duc să... De fapt, aici trebuie să fac la morminte. Promit că o să fie cea mai tare serie din lume și mă voi ține cât de mult pot. Vă pup, vă iubesc și vă urez o zi frumoasă. Pa, bă!